Obiectivul final al unei întreprinderi de presă nu mai este în clipa de față nici măcar profitul bănesc, ci unul războinic. Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, presa este astăzi o confruntare de mașinării de propagandă. Publicul țintă rămâne însă același, fie că mesajul ajunge la el prin intermediul ziarului, televizorului, radioului sau al unui site. Cristian Tudor Popescu crede că jurnalismul a migrat tot timpul către mediul care a oferit cea mai mare audiență, astăzi ajungând la new media și online. Online-ul oferă, pe lângă audiență, mai oferă ceva care va strivi televiziunea tradițională, și anume feedback. Oferă posibilitatea interactivității și mai mult posibilitatea ca receptorul să devină actor în actul comunicării de presă. Astăzi putem să ne informăm și fără să deschidem televizorul, radioul sau fără să cumpărăm un ziar. Site-urile de informații, Facebook-ul, Twitter-ul au schimbat regulile jocului. Suntem într-o perioadă de extremă transformare, care spun așa, pe de o parte a tehnologiei, pe de o parte a conținuturilor. Pentru că noile media au influențat și conținuturile, nu doar transmiterea lor. Potrivit specialiștilor, în acest moment, site-urile de știri din România câștigă foarte puțin din publicitate, mult mai puțin decât televiziunile sau ziarele. Spre deosebire de marile publicații din Europa sau Statele Unite ale Americii, care oferă conținut editorial contra cost de mai mult timp, la noi în țară va trebui să mai treacă timp până când o instituție de presă online ar putea să se susțină din abonamentele utilizatorilor.